Opera Națională din București a reluat în această toamnă un balet neoclasic vechi de 11 ani. E vorba de Ana Karenina, după romanul omonim al lui Lev Tolstoi, în regia și coreografia maestrului Ioan Tugearu. Această știre a fost cu dublu impact pentru comunitate și pentru iubitorii genului. Pe de o parte, plină de pozitivism și curiozitate, premieră, neoclasic, Ioan Tugearu. Pe de altă parte, a avut o încărcătură destul de mare de nostalgie, mai ales că revizitarea piesei vechi nu s-a anunțat a fi un remake, ci o punere în scenă identică cu cea din 1998. Am decis ca pentru această stagiune să fie reluat acest important titlu și cu acest prilej să putem crea condițiile în care să ne putem reîntâlni cu maestrul coregraf Ioan Tugearu. Pe de altă parte, pentru mine personal, Simona Șumăcescu, astăzi coordonatorul acestei companii, dar în același timp și interpreta Anei Karenina din distribuția de premieră, constituie împlinirea unui vis. Dacă din punct de vedere vizual, decoruri, costume și afiș nu s-a evidențiat o viziune a anului 2009, maestrul Ioan Tugearu a rescris partitura ansamblului și demisoliștilor, aducând totuși un aer proaspăt spectacolului la nivel coreografic. Am fost foarte emoționat și puțin dezolat. Eu datorez acestei opere imens. Am stat 43 de ani în această operă, O viață de om. Am intrat întâi ca dansator de ansamblu, peste un an am devenit solist, deja venisem de la alt teatru solist, prim solist, dar șansa mea a fost că am devenit și profesor și coregraf, ceea ce n-am bănuit atunci când m-am apucat de dans, că într-o zi o să și creez. Și atunci, plecând de la operă după ce am făcut nenumărate spectacole, când am primit o anumită, am simțit pe undeva că opera ar vrea să mai montez ceva, m-am gândit la un balet, cum să spun, acum 11 ani eram un coregraf, acum sunt altul. Eu nu mai sunt coregraful acela care face numai balet clasic, neoclasic, modern, cum se face. Nu mai sunt ăla eu la universitate când am creație artistică, deci laborator, dăm la o parte tot și începem. La noi nu mai există arabes, piruete, dublături, nu mai este tot ce vrea corpul. Suntem în plin secol 21, invenție, acolo, imediat cu mine, nepregătit acasă, neascultat acasă muzică, acolo cu mine. Ce simte, suntem în plin secol 21, totul se mișcă, totul, relație cu obiect, îmi cumpăr, îmi schimb, ascult muzică, mă duc la magazinul ăla, mă duc la urcă, fac toate prostiile. E o mișcare dementă și mișcarea asta dementă, cine poate să exprime mai mult decât ăla care se mișcă? Și atunci când am primit invitația asta, m-a emoționat pentru faptul că am zis, iată, e pentru prima oară în viața mea când se reia un spectacol al meu, deci înseamnă că a fost un spectacol bun dacă vrea să reia, e adevărat că 90%, ca să spunem așa, chiar dacă invitația vine din partea operei, datorez lui Simona lucrul ăsta, pentru că ea a fost la premieră și a fost absolut superbă, dar am trăit și un moment de regret că nu pot să-l arăt pe Ion Tugearu cel de acum. Pentru că acum sunt altceva. Acum am nevoie și de dansatorii lor, am nevoie și de alți dansatori, poate mai moderni, cu mișcare mai modernă, am nevoie și de actori, am nevoie și de altă muzică, de altă poveste a lumii ăștia, pentru că sunt atâtea, nu numai de cele romantice, de Carmen, de, știu eu, Cocoșatul de la Notre Dame, le-am spus, le-am făcut, nu știu cum. Și atunci emoție există, dovadă că m-am implicat cu foarte multă dragoste în acest spectacol și mai ales pentru că erau dansatori foarte tineri și simțeam, am simțit că trebuie să-i învăț puțin. M
Motivele relorii unui balet și nu realizarea unuia nou de Ioan Tugearu ne scapă, așa cum i-au scăpat și coregrafului invitat, mai ales fiind vorba de o alternativă la genul clasic, destul de exclusivist la Opera Națională în ultimul timp. Cu toate acestea, salutăm revenirea maestrului Ioan Tugearu la operă pentru a reîntregi repertoriul și pentru a da șansa dansatorilor tineri de a-și exersa mai mult calitățile interpretative. Am o încredere deosebită în cei care de aici înainte vor da viață personajelor baletului Ana Karenina. Toți dintre ei sunt balerini extraordinar de talentați, foarte bine pregătiți și sunt convinsă stele ale baletului românesc. Spun sunt convinsă pentru că mă bazez pe prestațiile lor artistice, pe sălile care se umplu atunci când numele lor apare pe afiș și solicitările de a dansa și în alte contexte internaționale la care ei răspund totdeauna, reprezentând Opera Națională din București. Distribuția actuală include pe prim dansatorii Corina Dumitrescu, Alin Gheorghiu și Gigel Ungureanu, același trio ca și în spectacolul Femei al lui Gheorghe Iancu, pe care TVR Cultural vi l-a prezentat în primăvară. Din păcate, acest titlu a ieșit din repertoriul Operei Naționale, însă Ana Karenina va potoli probabil nevoia publicului de narațiune rusă în pantofi cu poante. Depinde foarte mult de reacția publicului. Un titlu, pe de o parte, există o strategie repertorială în momentul în care se decide punerea în scenă pentru prima dată a unui spectacol, al unui titlu. După aceea, depinde foarte mult de cum este primit de către public. Publicul este cel care ține pe afiș un spectacol mai multe stagiuni la rând. Am dansat în prima versiune a acestei montări acum, într-adevăr, acum 11 ani. Mă bucur că pot să-l dansez după 11 ani, când experiența mea atât de viață cât și cea profesională este cu totul alta. Este mai bogată și chiar simt lucrul ăsta pe scenă. În cealaltă variantă a distribuției, prim-balerina Cristina Opincaru face rolul Anei Karenina, alături de aceiași soliști masculini. Eu am lucrat și Romeo și Julieta, Cocoșadul de la Notre Dame, am făcut și Ana Karenina. Adevărat că s-a scos de acum 10-11 ani, nu mai țin minte. Pentru mine întotdeauna a însemnat o îmbogățire din punct de vedere al personajelor. N-am putut să mă rezum la un singur spectacol și îmi pare rău că m-au catalogat drept o dansatoare clasică, cu toate că aș fi vrut mai mult neoclasic. Și foarte mult și domnul Tugearu mi-a acordat o mare încredere. Pe maestrul Tugearu l-am găsit la lucru, plin de vitalitate, mișcându-se cot la cot cu dansatorii, neobosit, ubicu, ba la scenă, ba cu soliștii, ba cu ansamblul la repetiții. Eu îi iubesc foarte mult pe dansatori. După o experiență, uite, eu sunt ăla de acolo. Când am aici pe Floria Capsali, maestra mea, pe Gelu Matei, Oleg Danovski, aici au stat oameni care au iubit dansul, cum să spun, nici nu au putut trăi fără el. Așa încât, cred că în sala asta, care îmi place cel mai mult să lucrez, am stat mai mult decât în propria mea casă, când am fost dansator la operă, solist, mă rog,
apoi coregraf, profesor, aici am crescut generații întregi de dansatori, dar fără dansatori, noi coregrafii suntem nothing, suntem nimic. Așa încât când am în față un corp, îl iubesc și pentru că în mod spontan îl iubesc, când el dansează, eu nu mai sunt pe undeva în culise, în sală, deci el este creatorul vibrațiilor mele, gândului meu, dorințelor mele și tot ce sper eu să, mă rog, sper, că tot timpul sper că dansul e de fiecare dată altceva, e un clocot continuu, dar îl iubesc și pentru faptul că el mă inspiră. E o bucurie, pentru că îți dă posibilitatea să joci. Nu mai ești, am mai spus-o și cu alte ocazii, nu mai ești pasăre transformată, nu mai ești silfidă, nu știu, nu mai ești păpușă, ești un om, ești un caracter, ești o viață. Ana Karenina, poate că dacă Ana Karenina ar fi trăit și ar fi avut viața pe care a avut-o acum, în zilele noastre, nu ar fi fost un lucru absolut normal. Însă în Rusia secolului XIX, ea a fost o răzvrătită și a trăit niște momente dramatice. Cu alte cuvinte, rezultatul acțiunilor ei a fost unul dramatic. I-a fost luat copilul. Asta a fost pedeapsa cea mai mare pe care ea a primit-o. Nu prea am fost de acord cu Ana Karenina privind timpurile de atunci, conduita, morala, vremii respective, dar încerc să o înțeleg și ajutată de muzică foarte mult, atunci pătrund mai bine în rol, ajutată, bineînțeles, de cuvintele din frazele cărții și atunci încerc să fac ceva frumos. Spectacol care cred că merită să stea pe scena operei române, nu pentru că spectacol făcut de Ion Tuciaru, ci că marele Tolstoi e marele Tolstoi. Adică cultura rusă în privința asta e numai vorba. Dar și pe urmă eu am făcut-o pe Tchaikovsky, pentru că Ana Karenina s-a potrivit foarte bine lui Tchaikovsky. Am văzut Ana Karenina, a făcut acum vreo 35 de ani, Brisesca, pe o muzică foarte modernă al soțului ei, dar nu mi s-a părut interesantă, pentru că Ana Karenina face parte și dintr-o lume rusească, e Tolstoi, sunt gândurile lor care sunt altfel, sunt mult mai
mai exaltate, mai pasionale, mai... Și atunci acea curse care este prin excelență romantic, pasional, avântat, chinuit și așa mai departe, s-a potrivit foarte bine cu muzica. Și eu cred că mi-am ales bine muzica și am mai o chestie care ți-am spus-o de la început. Oricât ai vrea să creezi, dacă nu ai niște dansatori foarte buni, de rămâi descoperit. Și atunci, acum 11 ani, am avut dansatori foarte buni, care mai sunt și astăzi, dar și acum am dansatori care și câteodată îmi spune cineva, cum se face că tu îi alegi așa de bine? Am marea șansă că plăcându-mi, cum ți-am spus de la început, dansatorii așa de mult, mă uit la ei cu coada ochiului tot timpul, nimeni nu observă și eu îi văd, îi simt. Și cum l-am găsit în Karenin, acum pe Gigi Mbureanu și Tiberiu, a fost foarte bine. Dar ăsta este alt univers, altă lume, are altă tehnică și este pentru mine extraordinar. Ca și Corina și Alin, care sunt mari artiști, România nu cred că mai are la ora asta, din punct de vedere al dansului de operă, oameni cu o forță atât de extraordinară de interiorizare. Pentru că Ana Karenina, Corina, când își vede copilul, ai senzația, îmi spunea din aură una dintre fete, că a plâns de s-a rupt. Chiar aș vrea să-i mulțumesc maestrului Ion Tugearu pentru disponibilitate și pentru înțelegere. Pentru că, mă rog, am avut niște probleme fizice la care el a reacționat cu înțelegere. Nu, atunci când am avut nevoie de câteva schimbări în coreografie, mi le-a făcut fără să obiecteze sau... Adică e un om care a stat pe scenă foarte mult, un om care înțelege dansatorul și un om care respectă dansatorul așa cum este, la vârsta pe care o are acel dansator, cu durerile pe care le are acest dansator, lucru foarte rar întâlnit în ziua de astăzi, chiar și la Opera Națională. Și atunci spectacolul ăsta, eu aș putea să-l fac și cameral. De exemplu, să dau la o parte dansurile de ansamblu și să merg numai cu un spectacol, cum e quartetul. De exemplu, într-o orchestră iei 6, 8, 10 oameni sau 4 oameni și cânti Bach sau știu eu ce. Eu aș putea să fac numai părțile solistice, numai conflictul practic, pentru că conflictul nu se întâmplă cu oameni împrejur în carte. Conflictul se întâmplă aici pentru că ăsta e dansul de operă, trebuie să participe multă lume, e bal, e nuntă, e nu știu ce. Dar eu pot să fac lucrul ăsta numai cu primii dansatori. Pot să fac un spectacol de o oră și care mi s-ar părea mie aproape mult mai interesant. Pentru că mi-aș putea permite mult mai mult. Însă, așa cum se prezintă spectacolul acum la operă, am avut, astăzi chiar am spus în sala de balet că ar trebui toată puștimea care a venit acum în operă, viitor prin dansator, că se vede, se simt, să vină și să asiste că acești trei oameni nu sunt numai dansatori, sunt și mari interpreți. Ori dacă pe mine, care cunosc atâta dans, m-au emoționat, atunci există niște îngeri pe umerii noștri, există un Dumnezeu, pentru că eu fiind coreografia mea știu ce figură vine una după alta, știu în care e muzica, să te emoționeze, mi se ridica părul, când intră copilul ăla acolo,
Eu n-am mai putut să suport, dar nu din cauza... E adevărat că e coreografia mea, asta este un lucru extraordinar pentru care eu îi iubesc pe dansatori, când ți-am spus la început, este că eu le arăt, eu simt, eu nu fac cu mintea, nu trăiesc cu mintea ce o să se întâmple în momentul ăsta, că e o speculație și nu așa ceva. Dar în clipa în care un om face, te depășește în ceea ce gândești tu despre momentul ăla, îți vine să cazi la picioarele lui, pur și simplu, pentru că eu când am văzut-o pe Corina astăzi, ce a făcut când s-a uitat după copilul ăla, știu cum să spun, era o năpraznică durere în sufletul meu și la un moment dat, când s-a terminat momentul și s-a stins lumina, am avut un moment așa de m-am trezit și am spus, Doamne, Tu ai făcut chestia asta. Și atunci am zis, da, eu am făcut-o ca intenție, dar El a împlinit-o. Ăsta e motivul pentru care eu iubesc pe cei care se mișcă sub bagheta mea. Sigur că iubesc toată lumea dansului, toată lumea coreografică, iubesc pe toți dansatorii din lume, dar, cum să spun, în calitate de coreograf te gândești întotdeauna ce ai lăsat. Ce ai făcut? Ai avut vreun rost pe lumea asta? Eu mă bucur că există un asemenea spectacol în pe scena Operei Naționale, în repertoriul paletului. Din nefericire, sunt foarte puține spectacole de acest gen. Repertoriul baletului Operei Naționale este foarte exclusivist. Este un repertoriu clasic, un repertoriu romantic. Este o mare explozie pe scena dansului contemporan. Sunt foarte mulți tineri care coregrafiază diferite idei, nu numai istorii, ei chiar coregrafiază idei. Însă trebuie să existe și spectacole cu subiect, spectacole apte pentru scena Operei Naționale. Nu trebuie să privim neapărat în afară ca să aducem. Sigur, ar fi minunat să avem și noi spectacole ale lui John Cranko sau Macmillan sau Killian sau Forsyth sau mulți alții. Dar dacă nu există acești bani, pentru că aici vorbim într-adevăr despre bani, atunci încercăm să facem cu cei care există sau să creăm o școală de coreografi care se poată crea pentru balerinii de la Opera Națională spectacole, așa cum sunt spectacolele lui Ion Tuciaru. Este foarte ușor să spui ce spune câteodată Simona că îl invit pe Chilian pe mace. Nu se poate. Una, trupa nu e pregătită pentru acest gen și al doilea, ei sunt atât de scumpi. Ca bani, nu poți să-l aduci pe Chilian. Sunt oameni care sunt creatori de talie pe lumea asta și nu poți să-i aduci decât fie dacă ai o trupă formidabilă și dacă ai bani foarte mulți. Regretul nu este acesta că nu avem bani și că nu poate să vină Maciek. Maciek poate să vină odată, Chilian odată și gata. Dar noi, aici, românii, nu avem, din păcate. Și asta a fost o mare greșeală a operei, că i-a îndepărtat pe cei care au fost. Chiar și pe mine. Eu regret că nu mai sunt operă. M-am oferit să vin aici fără nicio pretenție de ordin financiar. Pentru că eu nu pot trăi fără dans. Eu sunt coreograf și am să rămân coreograf până să mor. Și dacă tu știi foarte bine că ai umblat în lumea dansului, Balanchine a murit coreograf.
Merz Carnegie a murit acum puțină vreme coreograf. Pina Bauer și-a murit în plină via coreograf. Toți au murit coreograf. Cât ești coreograf, nu poți să te duci, îți plimbi cățelul și pisica și ai terminat-o cu dansul. Este imposibil. E demențial această meserie în clipa în care începi să iubești. Nu știu, poate că exemplu e stupid, dar de ce te scarpi în te mănâncă? Nu poți să mai scarpi. Și e o dragoste nebună.